Domnul a ales pe Bețaliel, l-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, Duh de înțelepciune, pricepere, știință pentru tot felul de lucrări. I-a dat putere să născocească planuri, să lucreze în aur, în argint, în aramă, să sape și e numere o listă. I-a dat și darul să învețe pe alții, toate primite la Domnul. Atât lui, cât și lui Oholiab, fiul lui Asimac din seminția lui Dan. I-a umplut de pricepere și iară enumeră ce avea nevoie atunci. Acum nu mai e nevoie de acelea, e nevoie de altele în adunare. 3.6. Bețaleel, Oholiab și toți bărbații scusiți, în care pusese Domnul înțelepciune și pricepere. De ce a pus Domnul în ei? Și n-a pus în alții. Și nu era vorba numai de ei. Versul 2. Moise a chemat pe Bețaliel, Oholiab și pe toți bărbații scusiți. Au fost mai mulți. Nu muncii numai ei doi. Ei au fost șefi, meșteri. Iscusiți în mintea cărora pusese Domnul pricepere. Și partea următoare a versetului ne descoperă de ce a pus Domnul mintea lor și n-a pus în mintea altora. Și anume, pe toți cei cu tragere de inimă să facă lucrul acesta. La cine a dat Domnul darul? La cine a avut tragere de inimă să facă? N-a luat Domnul din Israel pe vreunul să spună, ție îți dau toate darurile astea, să mergi la templu. Spune, dar n-am chef. Dar n-am pasiune pentru asta. Dumnezeu, cum scrie în psalm, să uite peste toți oamenii și vede care dorește, care are râvnă. Aceștia, bun. Pe aceștia îi punem. Vă mai dau o altă dovadă din Noul Testament. Scrie în Matei capitolul 9, a zis Domnul, versetul 38. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrător la secerișul lui. Ce credeți? Au ascultat ucenicii Domnului îndemnul când le-a zis să se roage? Eu cred că au ascultat, nu? Și în versetul următor ce scrie? Că i-a scos tocmai pe ei. Ei s-au rugat să scoată și pe ei a scos. Apoi a chemat pe cei 12, iată numele lor. Deci dacă vreți, a întrebat cineva pe un frate, zice, de ce te-a folosit Domnul? Fiindcă am fost la îndemână. Am fost gata să fac lucrarea Domnului. Pot să fie alții mai capabili, dar nu au dorință. A întrebat cineva pe un antrenor, ce iubești mai mult la sportivi? Și au luat câteva calități tehnico-tactice, asta sau asta, au spus, nu. Prima dată contează dorința lor de a face sport. Aici mai este ceva de spus. Poate va zice cineva, păi eu am dorit să mă facă Domnul mare proroc și de ce nu mă face dacă am râvnă? Cum s-a întâmplat cândva cu o soră care a zis, striga, Doamne, fă-mă proroc, fă-mă proroc, fă-mă proroc. Și a început să prorocească aiurea și când a fost luată la rost a zis, eu am vrut să fiu prorocul națiunii. Auzi, Domnul dă la toți care râvnesc ceva. Dar dacă o să primești 5 sau 2 sau 1, asta depinde de stăpân. Că toți au avut tragere de inimă, dar Domnul a ales care să fie Bețaleel, primul, și care să fie Oholiab, al doilea. Noi trebuie să dorim, Doamne, stăm la îndemâna Ta, dar nu cum a zis mama fiului Zebedei, auzi, nu numai pe pământ, și în rai ți-a spui unde să-i așezi. Au zis, nu că astea sunt rânduite, noi să dorim să lucrăm, punct. Ce ne va da stăpânul, asta e treaba lui. Unde ne va așeza? Într-o biserică erau doi mai capabili, să zic așa, au văzut oamenii și au zis, pe care din ăștia doi să-i punem păstor? Și Domnul a arătat la cel ce nu trebuia să fie păstor, nu la cel ce trebuia să fie. S-au văzut pe un tren, celălalt era la locomotivă și el undeva la un vagon la frână. O zis, mă, pe el să-l puneți, nu pe mine, că așa mi-a zis Domnul. Domnul așează și stelele pe cer cum îi place. Una mai mare, alta mai mică, dar ce-i frumos că toate luminează. Deci în primul rând râfnă, în al doilea rând. Așa le-am primit repede, să fie ușor de ținut minte, tot cu litera R, rugăciune.
Scrie aici în 1 Corinteni 14, versetul 13, de aceea cine vorbește în altă limbă să se roage, să aibă și darul să o tălmăcească. Eu cred că a primit vorbirea în limbi, așa cum avem situație în fapt în timp ce se ruga, nu? Și despre Domnul scrie în Luca 3 că s-a coborât Duhul peste el în timp ce se ruga. Darurile se primesc prin rugăciune, se multiplică prin rugăciune, se întrețin prin rugăciune. Altfel nu se poate. De fapt, ce e rugăciunea la capitolul daruri? Să știți că Dumnezeu n-are daruri pe care noi le putem folosi prin delegație și să mergem fără Domnul. Orice dar se poate folosi numai în prezența Domnului. De aceea, noi prin rugăciune ne declarăm dependența de Dumnezeu și rugăm pe El să o facă. Fie că e vorba de o prorocie sau de orice altă lucrare, predică sau cântare sau orice, ne rugăm și Dumnezeu lucrează prin noi. Spunea Pavel, am lucrat mai mult decât alții. Și imediat, ca vorba lui să n-aibă nimeni o părere despre el mai înalt decât se cuvine, a zis, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu. Apoi ce să mai zicem, dacă Domnul Iisus a fost atât de dependent de rugăciune, cine am fi noi să nu ne rugăm? Nu se poate să facă Domnul pe cineva proroc dacă numai râvnește, dar nu se roagă. Vă dau un citat din Roman, spune Apostolul Pavel despre el, capitolul 10, versetul 1. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru evrei să fie mântuiți. Degeaba e dorință dacă nu-i rugăciune. Rugăciunea trebuie să se atașeze râvnei, ca Dumnezeu să ne poată folosi cu putere. Amin? Că puterea e de la Dumnezeu. Și când ne rugăm, Dumnezeu își descoperă puterea și prezența între noi. Să ne rugăm pentru cei ce predică, să ne rugăm. Știți când am eu cele mai mari emoții în adunare și când mă rog la foc automat, când are nevastă mea vreo descoperire. Păi așa mă rog, Doamne, nu cumva să se strecoare vreo șoaptă străină, Doamne, împuternicește, o descoperă, fă-ți lucrările așa cum ai în plan. Mai am iară emoții mari când predică băieți. Mai mari decât atunci când predică, că atunci pentru mine să roagă alții. Că toate aceste lucrări nu pot fi făcute decât pe fond de rugăciune. Dumnezeu să vă dea har. Amin. Nu insist pe linia asta, ați prins ideea. Trec la un al treilea R. Întorcându-mă din nou la 1 Corinteni, capitolul 14. Aici vorbește despre felul în care se manifestau corintenii, despre felul în care le-a recomandat și astea toate, scrie aici în versetul 33 că Dumnezeu nu este un Dumnezeu a neorânduirii, ci al păcii ca în toate bisericile sfinților. 40, toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Legi, porunci și rânduieli. Că Duhul prorocului este supus prorocului. M-am dus într-o biserică în Bihor și un tinerel cum începea să predic, mai prorocea câte un pic, am mai spus o frază, iar mai dădea să prorocească câte un pic, dar era așa, rupte una de alta. Și biserica era așa hărțuită. Când acolo am aflat că era un biet copil, pare mi se crescut pe la casa copilului, venise și el pe la biserică și a vrut și el să facă ceva ispravă. Dar nu în felul ăsta se face. Rânduială. Ce înseamnă rânduială? Zici între altele aici, să prorocească doi sau trei și celălalt să judece. Rânduială înseamnă să nu prorocească toți care au o descoperire. Că atunci când a fost să fie răpit Ilie, la câți o descoperi Domnul? La mulți. Toți o trebuie să prorocească. Ce le-a zis Elisei? De data asta tăceți.
Ba uneori chiar recomand la cei care sunt începători să se verifice. Alții care au mai mare putere și îndrăzneală dau drumul la un cuvânt și în umbra lor se verifică, ia să văd mie Domnul ce mi-a descoperit, tot așa ca și lui, și dai slavă Domnului. Rânduială de asemenea înseamnă, scrie aici, doi sau trei ce lasă judece și de asemenea, fiindcă puteți să prociți toți, dar unul după altul. Și dacă este făcut o descoperire unuia care s-a de jos și el din tâi să tac, rânduială, să-și dea întâietate unul altuia. Poate că în privința asta prorocii ar trebui să ia puțin exemplu de la predicatorii care sunt pocăiți și dau așa loc unul la altul și toți la Dumnezeu care rugăm să lucreze între noi. Foarte important. Scrie în Daniel capitolul 7 că bărbatul acesta a primit descoperiri de la Domnul. A visat un vis, a avut vedenii, în urmă a scris visul. Eu zic că tot la rânduială intră să scrii descoperirea. Noi avem foarte multe cărți din Biblie scrise de proroci. Dar uneori se întâmplă că prorocii nu scriu și pun pe alții să scrie. Și apoi se frământă cu ce-o prorocit ăștia, ce-o scris ei. N-ar fi bine prorocul să scrie? Lucrurile de căpetenie. Mai vine câte un începător și spune câte vise au avut, câte descoperiri, măi, nu scrie tot, pe unii îi pun să scrie. Dar le dau întâi versetul ăsta, scrie lucrurile de căpetenie, ideile de bază. Ca să înțelegem care au fost acolo cerințele lui Dumnezeu, care au fost făgăduințele lui, asta înseamnă rânduială, pe rânduri. Acum unul, apoi altul. Ideea asta, următoarea. Poate unii ar fi interesați să afle ce alte descoperiri am avut Daniel. Dar să știți că slava lui Dumnezeu stă uneori în ascunderea lucrurilor, numai a împăraților în descoperirea lucrurilor. De aceea cred că uneori trebuie să fim mai tainici. Acum, în ăștia 2 ani cât a fost soția bolnavă, am mai învățat multe la capitolul proroci. Atâtea prorocii și vise au fost. Și am zis în dreptul unora că ar fi fost mai bine și pentru ei și pentru noi dacă tăceau. Cât privește alte descoperiri, tare binecuvântate și la vremea lor au fost. S-a întâmplat odată, sună telefonul soției, ea era în baie să se pregătească, urmea să meargă la repetiție la cor. Vocea unei femei, unde-i sora Adena? A zis, spune mie ce vrei cu sora Adena. Am vrut să-i spun că o soră prorociță mi-a zis să-i spun că e bine să accepte să moară, să plece la Domnul. Măi, zic, bine că nu a fost ea lângă telefon. Măi, chiar așa? Era o soră mai tânără pe care, nu știu, ea la râvna ei sau prorocița a îndemnat-o să transmită asta. Ei, când nu a fost vorba de un frate mai bătrân, frate Todoraș de la Izvin, aproape un an și jumătate l-am întrebat, n-ai avut ceva pentru Dena? N-am avut, nu cred. Te au zis odată, când îmi spune Domnul spre cineva că e de moarte, eu nu mă grăbesc să spun că uneori Domnul se înduplecă. Și de-abia la un an și jumătate, la o seară de rugăciune a Remetea Mare, zice, am avut ceva pentru Dena. Și am văzut o rolă și s-a desfăcut o bandă și a zis, Domnul, am hotărât să-i lunge zilele. Mărit să fie Domnul. Dragii mei, rânduială înseamnă multe. Scrie în Biblie, știți asta, numere 11, că s-a luat din Duhul lui Moise și a pus peste 70, toți au prorocit. Și scrie acolo ceva. Și după aceea, n-au mai prorocit. În Noul Testament, în mod deosebit în Evanghelia după Luca,
sunt prezentate câteva profeții de oameni care nu au fost proroci de carieră, să spun. Luca 1. Scrie aici de la versetul 41, cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, a săltat pruncul în pât, s-a umplut de Duhul Sfânt, s-a strigat cu glas tare. Și ce a urmat a fost prorocie. Dar Elisabeta a fost prorociță? Nu neapărat. Zaharia, versetul 67, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis. Dar a fost proroc? Nu neapărat. Adică, un om plin de Duh poate proroci și dacă nu-i proroc. Ocazional. Domnul poate să se folosească de plinătatea care este în el. Dar de aici mai înțeleg și că măsura, adâncimea și greutatea prorociei dată de plinătatea care o are prorocul. De aceea vorbeam de rugăciune, râvnă, rugăciune și rânduială. Și toate să se facă în chip cuvincios, mărit să fie Domnul. Că dacă am prorocit tot și n-am mai gătat, și mai cât e unul lung la vorbă și lung și la prorocie, și ar fi bine să scrie lucrurile de căpetenie, și apoi dacă îl mai punem să dea explicații mai lung decât a fost într-un mesaj, și asta iară nu-i rânduială, că nu m-a ajuns să prorocească și altul, să fie doi sau trei, să fie mărturie, Dumnezeu să vă călăuzească. În privința asta închei cu o idee. E bine, cum era în Vechiul Testament, era o școală a prorocilor, să creștem pe lângă alții, ca să învățăm și să ne lăsăm educați. Să nu ne-am pus noi în minte să spunem, să facem ceva, ne mai prinde și un duc de mândrie și nu mai ai cu cine să te înțelegi. S-a întâmplat odată un grup de tineri râvnoși, au rămas după biserică să se roage, au stabilit ore acasă când să se roage și când am mers la ei, că prin prorocii mai bătrâni a fost descoperit, să veghem imediat că ceva s-a întâmplat. Odată umpluseră un caiet cu prorocii. Unul a spus, abia pusese, zice el, vreo 30 de vedenii în care a văzut pe Domnul Iisus. Zic, mă, nu s-au arătat în 1500 de ani Dumnezeu cât ți s-au arătat, toți sfinții cât ți s-au arătat ție în 3 săptămâni. Nu se poate, mă. Păi să-L vezi pe Dumnezeu, ai au văzut câțiva numeri pădeajite în Biblie și tu l-ai văzut tot la câteva ore. Zic, asta e imaginația minții tale. Nu l-a făcut Domnul proroc, e și predicator din el. Și s-au potolit. Și în al patrulea rând, tot cu litera R, răbdare. Scrie la pilda cu sămânța căzută în pământ bun, că se coace și aduce roadă în răbdare. Scrie la 2 Timotei, capitolul 3, spune Pavel, ucenicului său, versetul 5, dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele. Dar nu era vorba de durerea lui de stomac. Fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Scrie pe pagina din stânga despre el 3:10, tu ai văzut îndeaproape hotărârea mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea. Și îți vine să zici că a uitat apostolul ce-o dictat. Și iară zice, răbdarea mea, că e nevoie de multă răbdare. Răbdare să te formeze Domnul, să te crească în timp. Că unii avem impresia că Dumnezeu are treabă și nu ne pune la treabă. Ne călește, ne instruiește. De exemplu, poate da Domnul, poate am vrea să ne dea Domnul o descoperire sau să facă prin noi o minune mare. Dar mă tem că noi nu putem duce nici slava, nici o cara cum trebuie. Vedeți, noi suntem vase de lut și vasele de lut, dacă se umflă, crapă. Numai Dumnezeu poate duce slava fără să pățească ceva. Dar răbdarea, acum prin perioada asta în care ne-a trecut Domnul pe mine și pe scumpa mea,
Mai mă gândeam mai de mult când eram mai tânăr, că am alergat în toate părțile, mă mai fugea gândul așa la răsplată. Dar acum, așa când mi-am văzut viața în urmă, toate greșeli, slăbiciuni, am zis, Doamne, eu nu mi-e rușine să mai mă gândesc la răsplată. Altceva îmi stă în cap de acum. Cum să te răsplătesc eu pe tine pentru tot ce ai făcut pentru noi? Să înălțăm paharul izbăvirilor, ce în Psalmul 116. Că toate astea ne fac mai blânzi, mai vrednici să purtăm vasele Domnului. Și am unul dintre băieți care e așa foarte rațional, l-am văzut că dă înapoi. Și zic, unde e râfna ta de predicator? Tata, mi se pare că e cam prea mare prețul de plătit la slujbă. Și toți stau pe gânduri. Să-mi dau drumul sau să nu-mi dau drumul? Da. Dacă Domnul Iisus Hristos a fost desăvârșit prin suferință, apoi cât i-a pățit și Pavel și toți ceilalți. Dar să știți că astea sunt condițiile în care trăim și în care trebuie să slujim. Să răbdăm. Și uite așa, ne stoarce Domnul de firea pământească, de eu din noi, și te învață Dumnezeu să aștepți cu răbdare, să nu te agiți, să nu vorbești neîntrebat. Toate astea ne califică pentru slujbă. I-a spus Domnului Pavel, scrie în Fapte 9:16, cred, ce și spune-i, i-a arătat ce trebuie să sufere. Dar de ce? Asta e situația în care ne aflăm. Și cântăreții trebuie să știe asta. Dacă vor să fie și ei cântăreți adevărat, să rabde, să înduri. Dumnezeu să vă întărească. Sper să nu vă fie înjumătățit râvna de care v-am spus la început cu răbdarea de la urmă. Că dacă vă rugați și dacă așteptați rânduiala, așa, să vă vină rândul la vremea potrivită. Dumnezeu vă va întări, e frumos acolo un verset, toată Biblia e frumoasă. Să știți, orice carte scrisă de oameni înseamnă privire pe orizontală. Biblia înseamnă privire pe verticală și încă văzut de sus în jos. Aia e interesant. Și iată ce spune Petru, unul care atunci când i-a spus Domnul că trebuie să sufere, a zis că să-l păzească Dumnezeu, numai de astea să n-audă. Dar după ce a învățat el lecția, zice la 1 Petru, capitolul 5, versetul 10, Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, auziți ce aduce suferința asta acum, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere, vă face neclintiți. Și după ce a fi treaba gata, că vasul a fost pus în cuptor, păi cine cară apă cu vase care nu au trecut prin cuptor, nu? Așa l-am croit noi repede, să băgăm apă în el, dar nu ține. Și după ce le face Domnul toate astea, și cu asta închei, că e frumos versetul ăsta de încheiere, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Și apoi după ce o fi toate astea, așa mai lucrat Dumnezeu prin tine, nu te mai umflat tu de mândrie, iar dacă vedea Dumnezeu că așa te umfli, ți-a pune pe acolo ceva la îndemână, ca să fie sigur că te poate duce la slavă, mărit să fie Domnul.